Salut și bine v-am găsit! Eu sunt Marius și astăzi vreau să vă arăt un nou tester de acumulatori, un nou tester de baterii. E vorba de modelul acesta pe galben. Eu am un tester, varianta neagră, are un alt cod și acela are ceva funcții diferite față de cel de aici. Aș putea spune că modelul acesta negru, YR1035+, are ceva mai multe funcții decât modelul galben. O să-l las aici până îl pornesc și pe cel. Așa a venit în cutia asta, a venit un pic turtit, dar nu asta e important. Și faptul că e destul de simplu, pe aici se încarcă cu un micro USB de 5V. E puțin mai ușor, mi se pare mai ușor decât cel de aici. Deci ăsta e ceva mai greu, s-ar putea să aibă mai multă electronică, sau cel puțin așa mi se pare la mână, dar ok, o să folosesc, chiar sunt curios care e mai greu, deși ăsta pare ceva mai greu din dreapta și e și mai mic, iar ăsta e, să zicem, mai robust, așa, are și mufa asta de aici mai mare. Atenție totuși că adaptoarele nu sunt compatibile între ele, mufa asta de aici nu e compatibilă cu mufa de asta de aici, deci tot timpul când cumperi un aparat de măsură, trebuie să iei și testere speciale pentru el. O să folosesc un mini cântar din acesta. Chiar sunt curios de... Asta mi arată, hai să vedem dacă e pe 0. 0, se trec în grame. Are 184 de grame, iar ăsta... A, uite că sunt la fel, 189. Deci cred că m-am înșelat datorită formei, pentru că ăsta e ceva mai mare și ai zice că e mai ușor, dar ăsta fiind mai mic, pare să aibă, se pare că are o greutate mai mare pentru că e mai mic. Înseamnă că asta e, deși ăsta e un pic mai greu, evident, nu știu din ce considerente, probabil că e mai multă carcasă, mă rog, asta nu e foarte important acum, ci vreau să fac diferențele între cele două. Cum am zis, cel de aici are mai multe funcții. Dar prima dată, hai să văd ce funcții are cel de aici, cel galben. Este primul model RC3563 aici. Battery tester, tot la fel 5V. Ăsta e pe 5V pe sus. Și în meniul lui intri folosind tasta asta rotiță de aici. O să intru în meniu. Are Calibrate Resistance, Calibrate Voltage, Reserved, Factory Reset și About. Language și serial port și quit. Deci cam atâta este în... Hai să văd about, ce zice la about. Spune versiunea 2023.09, versiunea 02. Nu știu dacă se poate face un update de soft. Însă el a venit descărcat, a trebuit să-l încarc. Pentru că bateria a venit consumată, nu știu din ce motive. Are și două manuale de folosire. Eu am luat versiunea fără testere, pentru că cele testerele le-am comandat pentru cel de aici, dar am luat testere cu mufa asta și astfel m-am făcut cu două aparate. Aici este și manualul, parametrii de măsurare. Folosește un semnal cu frecvența de 1 kHz pentru a măsura rezistența internă și poate să măsoare de la 20 de miliomi până la 20 de ohmi rezistență sau până la 200 de ohmi, are mai multe praguri de măsurare. Pentru 20 de miliomi folosește 50 de miliamperi, pentru de la 200 de miliomi la 2 ohmi folosește 5 miliamperi și pentru 20 de ohmi până la 200 de ohmi folosește 0,5 miliamperi. Serial port. Uite, poți să-l folosești să comunice și cu calculatorul. Asta n-am testat-o nici la celălalt, pot să-i setez baud rate, 115.200, așa, voltage calibration, pitch range spune că poate să fie calibrat, aici nu știu cum se calibrează, chiar nu am idee. Poți să folosești, you must climb the calibration resistor about 20 de milion, long press, air key, deci poți să folosești un rezistor și o sursă de tensiune ca să calibrezi tensiunea. Aici sunt și butoanele, toate explicațiile lui. Charge state, resistance level, aici arată valoarea rezistenței și aici arată tensiunea acumulatorului.
Aici sunt tastele, fiecare tastă cu ce face. Iar aici spune câteva despre el, despre garanție. În mare nu este foarte greu de testat, de lucrat cu el. Partea de chineză nu mă interesează. Eu am luat și ceva testere. Am sonda asta de aici pentru baterii 18650. Iar acest senzor, această sondă este... te scrie și aici ce e pe ea. Hai să-i fac un zoom. Cam așa arată și modelul Y, ceva tot cu Y. Iar cel de aici tot cu Y începe. Baterii tester. Și vreau să testez câteva baterii cu el. E destul de simplu de folosit. Are aici reglaj pentru baterii 3DA, 2DA, 18650 și mai are undeva și 36 sau, dacă nu văd eu bine, 26650, următoarea mărime pe care eu nu o am momentan, dar l-am reglat la 18650 și pot să folosesc ceva mai repede și mai precis ca să măsor acumulatorii. Aici jos se introduce, are un șanț aici, un ghidaj și nu poți să-l bagi invers. Mufa se mișcă un pic, dar nu foarte mult, iar poți să, ca să securizezi, trebuie să-i înfiletezi această piuliță. Aici sunt testele pentru măsurat bateriile cu... hai să-l văd și să-l vedem și pe cel de aici, plus minus. Sunt ceva mai groase, tot la fel folosește două cabluri pentru măsură. Ok, are niște clești aici, cleștișuri, nu sunt clești, sunt. Iar astea sunt utile, de exemplu, dacă vrei să măsori baterii ceva mai mari și atunci le poți pune cleștii cei de aici. Le poți pune cleștii și îi conectezi în felul acesta. La fel mufa cu cei 4 pini, destul de simplu de folosit. O să-i bag înapoi la loc. Pe ăsta de aici poți să-i testezi, dacă vrei să încerci condensatorii, vrei să testezi rezistența internă a condensatorilor, poți face și cu acești clești. Am descoperit între timp că se pot testa și condensatorii cu acest aparat. Bine, trebuie să-i încarci un pic înainte. Și după aceea poți să testezi și anumiți condensatori, bine, cei de capacitate mai mare, nu cei de capacitate mică. Și mai departe vreau să verific un lot de baterii. Am aici lotul de baterii, sunt de mai multe feluri. O să vă explic cam cum se testează fiecare acumulator în parte. Sunt, chiar dacă scrie pe ei, eu am scris ceva mai de mult de când îi am și am tot amânat acest test. Am zis că să aștept să totul să-mi vină aparatul ca să pot face un test real. E destul de ușor de folosit. Partea de... mie îmi place să-l pun în felul ăsta. O să-mi iau de aici, uite să zicem că vreau să testez un acumulator. Aici sunt acumulatori de la Samsung. ICR 18650-22P SDIM. Cred că cei de aici sunt de 15A. Am măsurat capacitatea. Mai au 1500 de mAh din cei 2,2A sau nu știu cât aveau la început. 22P este curentul, reprezintă curentul de descărcare. Iar aici SDIM este codul Samsung pentru a îi deosebi între ei. Cred, bănuiesc că asta ar fi. Iar ca să-i testez, partea de aici de la acest pin este mobilă, partea asta de aici, și spune că să o testez, să o folosești cu plusul în partea de sus și cu minusul jos. Astfel o să fac. Sunt doar scoase tăblițele, deci ăștia sunt niște acumulatori recuperați și am să văd cam imediat. Rezistența internă a acestui acumulator este de 40 de miliohm. Și om, dar pot să-i dau și aici range. Uite, dacă mă duc la 20, uite, dacă dau până la 200, îmi arată 40, iar la tensiune, ia să văd, 20 de volți,
o să merg pe 20 V, ca nu testez mai mult. Și rezistența internă a acestor acumulatori de la Samsung este undeva la 40 de... Uite, ăsta are 32, cel de aici are 32. Hai să mai testez, poate găsesc și variante mai bune. Dar am zis că sunt recuperați 44, deci au destul de... E destul de mare diferența între ei și nu i-am mai folosit pentru că 41 de miliohmi sunt destul de uzați, nu mai au nici capacitatea inițială, 44, o să vedem imediat 45, deci cred că majoritatea de aici de la Samsung sunt la această valoare. Mai am pe cei de aici care sunt tot așa recuperați din niște hoverboard-uri mai vechi. Ăștia sunt, știu că scavai de ei, nu mai au nicio putere. Uite, deja au ajuns la 73 de miliohmi. Tot ce depășește 80 nu se mai poate folosi, deși eu aș zice că tot ce depășește de 50-60 nu mai are rost să fie folosiți. Dar dacă îi descarc pe cei de aici, dacă îi descarc la... 200 de miliamperi, 500 de miliamperi, s-ar putea să scot capacitatea de pe ei, adică 1,5 amperi. Dacă folosesc 5 în paralel, atunci, uite, ăsta am zis că nu mai merge, ăsta deja a trecut de 83. Ia să mai văd unii de pe aici, tot așa albaștri, nu știu ce, chiar nu știu ce marcă sunt. Scrie pe ei GSK 18650 și... Spun că au 1,8 amperi, deci sunt ceva mai slabi. Ăsta deja s-a dus în 104 ohmi. Nu mai are rost. Hai să iau și de aici, din partea asta. Ar trebui să fie un alt lot. 91 deja nu mai contează. Ia să văd și pe ăsta. La fel, ăsta văd că nu-mi dă nimic. Nu știu de ce. 4 V. O, s-a blocat. Cred că s-a blocat aparatul sau nu știu ce a pățit. La asta nu mi-arată nimic, chiar sunt curios de ce nu mi-arată. Uite, la asta arată și se duce la 119 ohmi. E mult mai, mi se pare mult mai ușor de testat așa decât să vin cu acești pini și prefer modul ăsta de testare, dar nu e greșit nici acel mod de testare cu pini. Ăsta la fel nu mi-arată, nu știu de ce. Probabil că bateria asta nu mai are... depășește 200 de miliohmi, de aia nu mai mi-arată. Da, ia sunt curios să văd. Deci dacă e dată... uite, 119. Acum mi-arată, dar nu știu de ce. Depășește... Hai să-i dau pe 2 ohmi. Și uite cât are. 0,27 de miliohmi. 0,27 ohmi. Dacă las pe auto... O să-mi dea el automat, din cauza asta nu mi-a arătat, pentru că au peste 200 de milioane. Aici 62, 62 e 100 valoare bună, se poate folosi la, să zicem, lanterne, care au curent mic, lanterne mici, nu lasere, nu lanterne laser. Și ăsta are 55. Bun, acum hai să testez și pe ăștia purple, ăștia sunt niște acumulatori tot la fel, tot așa recuperați, care nu mai făceau treabă. Deși s-ar putea ca ăștia să mai fie un pic buni. Ia să văd aici cam cât ar avea. Uite, au 14 milioane, opa, cu 2 V. Dacă au 2 V, asta înseamnă că trebuie încărcați neapărat. E posibil să cedeze, iar pentru a încărca o să folosesc un nou încărcător. Uite și ăștia au 14 milioane, o valoare foarte bună, dar la fel 1,9 V, pentru că i-am cam lăsat. Sunt aici de câțiva ani de zile. Uite, ăsta e ok, 3,6 V cu 14,51 milion. Hai să-i dau înapoi pe 20, nu 20, 200, să-i dau pe 200. Pe 20 nu-i testează decât pe ei foarte buni. Uite, ăștia chiar sunt, se pot folosi. Mai sunt unii verzi pe aici. Cei verzi știu că i-am recuperat dintr-o filetantă, la fel, care nu mai făcea față. 64. Evident, 64 nu mai e. Și ăsta are 70 de ohmi. Uite, ăsta am măsurat cu alt aparat și ăsta mi-arată că are 70 de ohmi și ăsta mi-arată 66 de ohmi. Deci totuși o valoare bunicică, dar acum hai să îi și compar, să vreau să testez
să compar aparatele între ele. Hai să reușesc să văd dacă pot să o... La fel și aici are o... Ok, bun. Hold. Ok, l-am luat pe ăsta de aici și am zis că are vreo 76. Uite, ăsta mi arată 50. Opa. Normal mod. Nu știu ce s-a întâmplat. Ai, am dat pe hold. Ok, 64. Deci ăsta de aici mi arată 64. Și la același acumulator, cel de aici mi arată... A, 64 mi arată și cel de aici. La fel, are exact aceeași măsurătoare. Deci, între ele sunt cât de cât ok. Măsoară aproximativ la fel. 63,8, 64 sunt destul de apropiate. Hai să iau și o celulă din asta mai bună. Prima dată o să o încerc aici. Asta au cam tensiune cam mică, deci ar trebui urgent, urgent să le încarc. Pentru că odată ce scad în 0, nu se mai pot recupera. 14V. Hai să le bag aici, scuze, 14 mili ohm, cel din stânga și, cum am zis, și cel din dreapta, la fel, are aceeași valoare. Stai că mi s-a desfăcut aici, asta. Iar aici valoarea măsurată este la fel, 14,1 mili ohm. Deci, în sine, aparatele măsoară identic, doar că, cum am zis, cel de aici are ceva mai multe funcții. Dacă intru aici la power, normal mode, sorting mode, backlight set, auto offset, grading, RS-232, ok, ia să mă uit aici la RS-232 ce, spune baud rate-ul, ok, aici la set, pot să setez mai multe, blue off, crâng, ok, normal mod, sorting mod, pot să pun modul de sortare, adică să mă aleg o valoare printre care să-mi zicem că vreau să măsor 20 de ohmi și el îmi scoate un bip ca să mă grăbesc, mai, dacă vreau să mă grăbesc. Și grading set, nu mai știu ce era grading set. Ok, uite aici pot să-mi aleg valori minime și maxime. Adică să fac o corelare între tensiune și rezistența internă. Nu e cazul. Ok, o să ies eu de aici din meniu. Așa, gata. Bun, cam asta a fost testul acestor acumulatori. Majoritatea dintre ele nu mai sunt folosibile. Dacă vrei să le testezi real, este folosind testere doar în felul ăsta. Ele sunt de tip hobby, dar din ce am înțeles își fac treaba foarte, foarte bine pe partea de măsurare de rezistență. Cam asta a fost tot. Sper să vă ajute. Ne auzim la următorul clip. Toate cele bune!